organizatorilor, colegilor care au avut acest gând, această idee de a deschide cercul dialogului dintre teologie, filozofie și știință, în așa fel încât grupul acesta să fie prezent în mai multe facultăți ale Universității din București și, de asemenea, în celelalte universități din București care sunt interesate de această dezbatere. Pe mulți dintre dumneavoastră vă revăd, sunt cunoștințe vechi, prieteni buni și sunt foarte curios să vă văd aici. Pe ceilalți pe care nu vă știu, sunt deosebit de omanați cu prezența dumneavoastră. Și ca să încep așa printr-o confesiune care se leagă oarecum de tema pe care o să o dezvolt, dacă la rectorat este spațiul unui determinism rigid implacabil, aici, când sunt profesor la catedră, e spațiul libertății și al responsabilității. Așa că e o complementaritate bună și mă simt foarte bine să fiu în dumneavoastră ca să dezbatem această temă. Aș vrea să încep prin a vă cere permisiunea, dacă sunteți de acord, să stau în timp ce vorbesc, ca să pot urmări aceste planșe și să vă întreb dacă mă auziți. Dar sunt un foarte puternic și nu știu dacă îl bate până spatele său. Se aude ceea ce spun, da? Deci un glas răspătător. Am un glas. Mulțumesc, doamnă, de care aș vrea să încep pe scurt prin a vă spune ce plan are prezentarea mea din această seară și prin a vă avertiza ce anume nu am în vedere. Aceasta deoarece îmi dau seama că una dintre așteptările principale ale celui care a venit aici pentru a se angaja într-o discuție cu privire la libertate și responsabilitate, cred că este și aceea de a discuta această temă din perspectivă politică. Trebuie să vă spun din capul locului că eu nu mă ocup aici în această școală de filozofie politică. Toți suntem cuprinși în stilul nostru să facem un compromis la altă politică, dar nu am reflectat niciodată sistematic, teoretic, serios asupra acestui domeniu și, prin urmare, nu îmi voi permite să vă prezint doar niște frânturi de gânduri așa care nu sunt acolo. Eu sunt profesor de logică la această facultate și, ca atare, voi face ceea ce meseria mea lasă libertatea să fac, dar îmi prescrie și spațiul de la ce fac. Și anume, am să încerc să fac un exercițiu de analiză conceptuală, punând în evidență diferite interpretări, diferite corelații, legăturile dintre presupoziții ascunse, neexplicitate ale unor teme filozofice și consecințe pe care aceste teme le pot avea, de ce nu chiar și pentru viața practică. Pe scurt, ceea ce mă interesează în seara aceasta este să abordez doar câteva dintre aspectele metafizice ale acestei teme, ale temei liberului arbitru și responsabilității morale, în strânsă corelație cu problema determinismului, a cauzalității, și veți vedea o chestiune care ține strict o sensul de profesia mea de logician, cum anume toată această discuție este structurată și are ca un fundal foarte important pentru a înțelege toată arborescența și ramificația acestei tematici, deci cum anume intervin în această discuție ideile modale, necesitatea, contingența, posibilitatea și imposibilitatea. Încerc să găsesc diferite corelații și să vă prezint un tablou care să arate că anumite corelații pot fi susținute, chiar dacă nu avem argumente foarte bune pentru a ne angaja într-o direcție sau alta, dar pot fi cel puțin argumentate într-un mod credibil. Fără îndoială că tema libertății, a liberului arbitru, este una dintre cele mai dificile și vexante, dacă mă pot exprima așa, teme care există în filozofia europeană, cel puțin în filozofia europeană modernă și postmodernă. David Hume spunea foarte direct, foarte deschis, că natura liberului arbitru este cea mai contencioasă dintre problemele metafizice, cea mai disputabilă și cea mai dificil de abordat problemă din metafizica modernă. Această problemă, așa cum voi încerca să o dezvolt în cele 30-35 de minute pe care le voi avea la dispoziție,
trebuie fără îndoială să fie gândită în conexiune cu problema necesității, problema determinismului, problema cauzalității și, de asemenea, cu o problemă care este strâns corelată și de aceea am și pus-o în titlul comunicării mele, cu problema responsabilității. Cred și voi argumenta că există o conexiune logică, conceptuală, între conceptul de liber arbitru și răspunderea morală a fiecărui individ. Pe scurt, conexiunea pe care o am în vedere aici este aceea că liberul arbitru este o precondiție, o condiție necesară, dar probabil nu și una suficientă pentru ideea de responsabilitate morală. O să încerc să explicitez toate aceste puncte pe care acum vi le prezint foarte scurt, ca să aveți reperele expunerii mele. În filozofia contemporană, tema aceasta este foarte amplu discutată și comentată în ultimii 40-50 de ani. Putem vorbi despre o adevărată explozie a articolelor și cărților care s-au scris pe această temă din 1950-60 până astăzi. Și în momentul de față, am putea spune, în linii mari, că s-au conturat patru poziții principale cu privire la problema liberului arbitru. Eu am să abordez cu prevedere doar două dintre acestea. Primele două dintre cele patru pe care le-am menționat aici, și anume e vorba de compatibilism, incompatibilism. O a treia poziție despre care nu voi vorbi aici, doar o voi schița pe scurt, este libertarianismul și o poziție intermediară, poziția revizionistă. Există cel puțin două modalități distincte și corelative în care poate fi gândită tema liberului arbitru. Pe de o parte putem gândi liberul arbitru ca pe o funcție sau o proprietate a acțiunii agenților umani, a agenților individual sau social. Dar pe de altă parte, așa cum veți vedea, există o abordare a temei libertății și din perspectiva unei funcții sau proprietăți pe care o are agentul ca atare. Deci nu acțiunile și finalitățile acțiunilor agenților umani, ci ca pe o funcție intrinsecă a agentului care este sursa acțiunii. Ipoteza pe care o avansez și cu toată luciditatea și modestia aș vrea să spun că aceasta ar fi mica mea contribuție la dezbaterea care este în curs. Ipoteza pe care o avansez este că în ambele sale ipostaze, conceptul de liber arbitru, atât ca funcție a acțiunii, cât și ca funcție a sursei acțiunii, este un concept modal, un concept intențional. Adică vreau să arăt în ce măsură intuițiile și reprezentările noastre de natură ontologică și metafizică cu privire la necesitate guvernează și reglează ceea ce noi susținem cu privire la libertatea umană, la limitele libertății umane, la sursele libertății umane și la tot ceea ce ține de corelația dintre aceste concepte sau ipostaze ale conceptului principal care este cel de liber arbitru. Pentru a vă convinge de acest mod de a aborda problema, acest mod care vine din perspectiva metafizicii modalităților și a logicii modale, am să vă prezint câteva dintre instrumentele și tehnicile care aparțin acestui domeniu al metafizicii contemporane, metafizica modalităților, prin care putem să abordăm ideea de liber arbitru atât ca funcție acțiunii, cât și ca o calitate sau ca o proprietate a sursei care este agentul acțiunii. În prima ipostază, atunci când vorbim despre liber arbitru ca o proprietate a acțiunilor, deci libertatea ca o calitate a acțiunilor, vom vedea cum anume aparatul de analiză care este cunoscut în logică sub denumirea de semantică a lumilor posibile ar putea fi aplicat pentru a clarifica, din punct de vedere conceptual, toate complicațiile acestui domeniu. Iar în cea de-a doua semnificație a liberului arbitru, și anume sensul în care liberul arbitru este o funcție sau o proprietate a agentului, a sursei acțiunii, ceea ce am în vedere este de asemenea o abordare modală foarte recentă, aceea care de fapt reînvie o temă din metafizica lui Aristotel, tema temeiului principal. În literatura contemporană de limbă engleză, tema aceasta apare sub denumirea de ground sau ground. Cred că în ambele sensuri
ale libertății și acela de proprietate acțiunilor, dar și acela de calitate a individului ca ființă liberă, putem vorbi despre acest gen de precondiție sau de background sau de fundal important care vine din domeniul ontologiei modalităților. În fine, ca o avertizare iarăși prealabilă, aș vrea să spun din capul locului că mă concentrez în prezentarea mea pe tema liberului arbitru ca libertatea voinței sau a voliților, cum se spune ori în literatura de specialitate, cu un termen oarecum rebarbativ. Și nu voi vorbi despre libertatea acțiunii. Se face o distinție interesantă între liber arbitru ca o calitate a voinței și libertatea acțiunii per se. Sunt exemple care sunt comentate de către autorii mai recenți la care mă refer aici, care arată că în situații destul de plauzibile, de consistente, putem vorbi despre indivizi care au libertatea voinței fără să fie liberi în ceea ce privește acțiunea. După cum și invers, putem vorbi despre indivizi care au o libertate de acțiune fără să aibă o libertate a voinței. Ambele situații pot fi discutate. Dacă doriți, putem avea o dezbatere la sfârșitul prelegerii pentru a nu lua din timpul prezentării cu clarificarea aceasta în minută de față, clarificare care oricum a fost pusă în preambul, nu mă voi ocupa în mod special de ea în această prezentare. Pentru ce teza anume argumentez eu? Deci unde vreau să ajung? Argumentez pentru o versiune modală a compatibilismului. Deci din cele patru mari poziții filozofice, metafizice despre care am vorbit, compatibilismul, incompatibilismul, libertarianismul și revizionismul, ideea față de care eu subscriu aici pentru a face acest exercițiu de analiză conceptuală este ideea compatibilismului. Asta înseamnă că vreau să vă conving că nu există o incompatibilitate logică între teza determinismului cauzal și existența liberului arbitru. Putem accepta că lumea este deterministă, că ea este guvernată de legi cauzale. Putem intra și în alte discuții mele din perspectiva fizicii contemporane, dar pentru exercițiul pe care vreau să-l fac aici, putem accepta chiar mai mult că există o compatibilitate între legile de factură deterministă și existența libertății. Pentru aceasta voi avea nevoie de câteva elemente pentru argumentare. În primul rând voi avea în vedere teza determinismului ca o teză contingentă și nu ca una necesară. Adică voi accepta, de dragul analizei și exercițiului, că lumea reală în care noi trăim este o lume deterministă, dar aceasta nu exclude posibilitatea ca agenții individuali, agenții umani conștienți, să acționeze ca agenți liberi și să fie sursa unor acțiuni care sunt libere. Desigur că veți vedea că acest mod de argumenta și teza ca atare compatibilistă este o teză foarte dificil de susținut. Pentru că dacă înțelegem până la capăt care sunt consecințele acceptării punctului de vedere că determinismul este corect, este adevărat, atunci nu mai există, conceptual vorbind, un spațiu de manevră pentru a spune că pe fundalul acesta determinist, oamenii sunt totuși liberi. Și că acțiunile lor sunt în mod autentic, genuin liber. Deci nu este o teză care poate fi susținută ușor, de aceea îmi dau seama că este foarte controversabilă și fără îndoială de aceea astăzi sunt de fapt foarte mulți autori importanți care lucrează în domeniu care nu sunt compatibiliști, care sunt incompatibiliști sau care sunt libertarieni. Vreau să fac întreagă precizarea că libertarianismul aici nu are o legătură directă cu poziția politică libertariană. Este un alt gen de libertarianism decât acela care este apărat de pildă printre alții Robert Nozick în cartea lui fundamentală despre anarhiesta și utopie. O să revenim pe parcurs la toate aceste lucruri. Deci, liberul arbitru este compatibil, asta este ceea ce vreau să argumentez, cu determinismul cauzal sau fizic. De asemenea, am în vedere doar acest aspect al determinismului și nu alte variante sau versiuni ale determinismului. Nu vreau să discut aici, nici nu am timp, despre determinismul logic. Aș putea să o fac, oarecum în domeniul meu de expertiză ca profesor de logică. De asemenea, nu voi aborda problema determinismului teologic. Și aceasta pentru că
nici nu am competența necesară ca să facem acest lucru aici. Cel puțin nu pentru moment. Foarte schițat acum și puțin mai detaliat mai târziu, iată ce anume am în vedere prin determinismul cauzal sau fizic. El poate fi formulat în cel puțin două variante care sunt alternative, nu sunt două variante constante. Putem formula teza aceasta ca pe o teză ontologică și aici am menționat faptul că o formulăm în modul formal, cum spuneau logicienii medievali, adică în modul în care cuvintele desemnează lucruri. Vorbim despre realități și nu vorbim despre înțelesul cuvintelor, nu vorbim în plan semantic. Deci, în modul formal, în modul ontologic autentic, teza aceasta a determinismului cauzal sau fizic este aceea că întregul curs al evenimentelor din viitor este determinat cu necesitate, este determinat în întregime, fără rest, de două lucruri. De conjuncția tuturor evenimentelor din trecut, în așa fel încât aceste evenimente pot fi identificate fără să aibă legătură cu evenimentele din prezent sau din viitor. De aceea spun aici de trecutul non-relațional. Deci de toate evenimentele care pot fi ca atare identificate ca evenimente ale trecutului și nu prin raportare la ceea ce s-a întâmplat după ce ele s-au produs. Acesta este un fapt. Și al doilea fapt sunt legile naturii. Deci dacă am avea o descriere totală a tuturor evenimentelor din trecut și dacă avem de asemenea o cunoaștere totală a tuturor legilor care guvernează universul pe care noi îl știm, atunci am putea să avem o prefigurare a tuturor evenimentelor din viitor. Iar această legătură dintre trecut și viitor, prin intermediul cunoașterii tuturor evenimentelor despre trecut și a cunoașterii tuturor legilor cauzale, această legătură este una necesară, nu este una probabilă. Poate că mai clar este să formulăm această teza determinismului cauzal în modul material, cum spun logicienii, adică vorbim nu despre fapte, obiecte, evenimente, proprietăți, ci vorbim despre enunțurile, propozițiile, judecățile prin care ne referim la toate acestea. Deci, în acest mod material, aceeași teză poate fi formulată așa. Conjuncția tuturor enunțurilor care descriu evenimentele trecute, împreună cu, luată în conjuncție cu enunțurile legice sau nomice, implică în mod necesar, implică în mod logic, fiecare enunț care descrie evenimentele viitoare non-relaționale. Marea problemă a compatibilismului este să găsească o soluție, un argument solid și acceptabil la această întrebare. Cum este posibil, dacă în genere este posibil așa ceva? Deci punerea întrebării nu este viciată de acceptarea tacită a unei presupoziții. Cum este posibil, dacă este posibil așa ceva? Ca teza determinismului, așa cum am formulat-o înainte, fie în modul material, fie în modul formal, să fie simultan adevărată sau compatibilă cu teza liberului arbitru, cu teza libertății acțiunii umane sau teza libertății individului ca sursă acțiunii. De aici vine și denumirea acestei poziții, compatibilism. Este o poziție care spune că este posibil ca în același timp să avem determinism și libertate. Determinism cauzal în forma cea mai severă, cea mai strictă și libertate. Cum este posibil ca un agent să fie determinat în privința tuturor alegerilor și acțiunilor sale, fie prin legi fizice, fie prin legi biologice, fie prin legi chimice, fie prin legi psihologice, fie prin legi sociale, etc., dar în același timp cel puțin unele dintre acțiunile sale să fie autentic libere. Sigur, a priori se pare că compatibilistul își alege o sarcină imposibilă. Să compatibilizeze două reprezentări care par să fie conceptual antimonice. O lume care ascultă doar de legi implacabile și în același timb o lume în care oamenii, cel puțin oamenii, au libertate de alegere, libertate de decizie, etc., etc. Poate că, iarăși, a priori, într-o poziție mai bună este incompatibilistul.
care ne spune că liberul arbitru, în oricare dintre variantele despre care am vorbit, este logic incompatibil cu adevărul tezei determinismului. Problema însă care apare imediat este dacă avem în vedere corelația despre care vorbeam încă de la început, o corelație conceptuală necesară între libertate și răspundere morală. Dacă acceptăm că libertatea este o condiție necesară pentru responsabilitatea morală, asta înseamnă că nu putem să facem pe cineva răspunzător de actele sale și de consecințele previzibile ale actelor sale, decât dacă persoana respectivă are libertate. Deci, dacă ești răspunzător, atunci ești liber. Ori dacă acceptăm varianta incompatibilistă, pe motivul că nu există o compatibilitate între cauzalitate și libertate, și acceptăm că lumea este pe deplin cauzală, prin urmare nu există niciun fel de acțiune liberă, înseamnă că avem o mare problemă cu a înțelege principalul concept sau unul dintre principalele concepte etice, care este conceptul responsabilității. Aș vrea să vă atrag atenția, în sensul cel mai bun al cuvântului, vă atrage atenția că a argumenta pentru varianta compatibilistă sau pentru cea incompatibilistă nu înseamnă a te angaja de plano față de existența unei lumi cauzale și sau față de existența liberului arbitru. Poți să fii compatibilist și să fii complet neutru în raport cu problema. Este lumea reală determinată cauzal? Sunt oamenii liberi? Ceea ce spune compatibilistul este că sunt compatibile cele două. Din ideea compatibilității nu decurge ideea existenței reale. Pot fi compatibile chiar dacă nu există în realitate nici liber arbitru și nici cauzalitate. Aici logica modală, prin exercițiul său analitic, ne ajută foarte mult, pentru că cel puțin într-o anumită versiune de interpretare la care poate o să am timp să revin spre sfârșit, logicianul modalist va interpreta așa această compatibilitate. Când spune că există o compatibilitate între cele două, cauzalitate și libertate, ceea ce spune este următorul lucru. Încercați să gândiți această terminologie oarecum metaforic la început. Ceea ce spune modalistul este asta. Există cel puțin o lume posibilă, care poate este diferită de lumea în care trăim noi, lumea reală. Dar există o lume posibilă în care coexistă ontologic cauzalitatea și libertatea. Atâta spune compatibilistul. Nu spune că neapărat lumea în care cele două coexistă este lumea în care trăim noi. Prin urmare, nu spune, e o consecință directă, nu spune că lumea în care trăim noi este o lume în care există libertate autentică a individului uman. După cum nu spune că lumea în care trăim noi este una cauzală. Spune că ar putea să existe o lume. E conceptibil să existe o stare de lucru în care cele două coexistă. Tot așa atunci și pentru incompatibilist, nici incompatibilistul, care nu e altceva decât cel care îl neagă pe compatibilist. Nu putem vorbi despre o angajare directă față de existența sau neexistența libertății și sau respectiva cauzalității. Dar ceea ce poate fi spus din start este următorul lucru. Problema principală pe care o va avea incompatibilistul este aceea de a explica această corelație care pare să fie extrem de solidă în toate intuițiile noastre morale și politice, de ce nu? Corelația dintre libertate și responsabilitate. Nu poți să ai responsabilitate decât acolo unde ești liber și neconstrâns să faci anumite lucruri. Cel puțin în această variantă de interpretare. Foarte pe scurt, pentru libertarianism, nu o să am motiv să discut despre asta, dar pentru că e bine să completez această informație, cu privire la natura liberului arbitru, libertarianul va spune că incompatibilismul este adevărat. Deci este o variantă de incompatibilist libertarianismul. Dar în plus față de asta, libertarianul va spune că există liber arbitru. Deci se angajează la mai mult decât un libertarian care este agnostic sau neutru, ca să zic așa, în raport cu existența libertății. Cea de-a patra poziție, revizionistul, este o anumită formă revizionismul este o anumită formă de compatibilism și nu am nici timp și nici motiv special ca să discut despre toate aceste amintiri. Cum anume voi proceda de aici încolo? Am să încerc, făcând acest exercițiu de analiză conceptuală, să prezint idei obișnuite comune și să încerc să scot prin analiză ce anume înțelegem noi din acele teze sau acele idei.
și voi compara toate aceste parafrazări și explicații succesive întotdeauna cu anumite intuiții sau reprezentări ontologice, morale pe care le avem. Găsim că toate aceste explicații succesive nu sunt satisfăcătoare în totalitate, voi reformula toate aceste explicații în așa fel încât, printr-o succesiune de astfel de reformulări, ca să mă exprim așa oarecum în cascadă, încerc să aproximez din ce în ce mai bine un concept al libertății pe care s-ar putea să-l împărtășim în mare măsură toți cei care avem această tradiție culturală în spate a filozofiei francești, a religiei creștine și a celorlalte temeiuri, fundamente ale culturii europene. Sigur că modul oarecum cel mai firesc în care s-ar putea impune discuția despre libertate este în legătură cu acțiunea. Libertatea acțiunii, așa cum spuneam chiar de la început. Și am să mă concentrez mai mult asupra acestui aspect, dar cred că discuția pe care o fac asupra acțiunii se poate aplica și la cel de-al doilea concept, libertatea ca o calitate, proprietatea sursei, agentului acțiunii. O primă idee este aceasta când vorbim despre libertate, că atunci când am avea de ales între două obiecte, două variante oarecare, două cursuri ale istoriei, în fine, între două entități oarecare, X și Y, putem exprima, cel puțin la început, ideea spunând așa, că am fi putut să alegem, în mod liber, să facem Y în loc să facem X, dar de fapt am ales să facem X și am făcut X. Puteți să găsiți exemplele noastre favorite în aceste două alegeri. O alegere la alegeri politice, o alegere atunci când vreți să alegeți între două feluri de mâncare sau între două feluri la desert, orice doriți dumneavoastră. Deci avem de ales între cel puțin două variante și prima noastră intuiție cu privire la libertate este aceasta a libertății de alegere. Am ales X, de fapt, dar am fi putut să alegem în loc Y. Întrebarea pe care mi-o pun ca logician este ce anume face ca acestea nu să fie adevărat. Dacă acceptăm că există o legătură foarte puternică între condițiile de adevăr ale unui enunț și înțelesul enunțului sau semnificația enunțului, atunci cred că este o bună poartă de intrare în tema semnificației liberului arbitru să discutăm despre ce anume ar face adevărat o astfel de susținere. Elementul cheie aici nu este doar elementul alegerii între X și Y, ci este acest verb care apare la modul, aici în enunțul meu, condițional optativ trecut. Aș fi putut alege. Nu am făcut-o de fapt. Aș fi putut însă să aleg pe Y în locul X. Deci ce înseamnă că acest enunț este adevărat? Care sunt condițiile sale de adevăr? O primă replică, o primă variantă de răspuns, poate că vine imediat la îndemână. Putem parafraza spunând, ai avut posibilitatea să faci Y în locul lui X. Dar ai făcut X. Sigur, dar aici nu are nicio conotație adversativă, nu este nimic reprobabil în faptul că ai făcut X. X poate să fie la fel de bun ca și Y, poate să fie mai bun decât Y, poate să fie mai puțin bun decât Y. Cred însă că aceasta nu este tot ceea ce vrem să spunem prin enunț, că am avut posibilitatea de a face X și am făcut Y. Vrem să spunem că am fi putut să facem, cu accent pe verbul acțional, să facem Y în locul X. Deci nu mai vorbim aici despre o posibilitate abstractă, ci vorbim despre un verb al acțiunii, să facem ceva în locul altceva. Am fi putut să facem ceva diferit de ceea ce am făcut de fapt. Adică înainte de a ne hotărâ, era o opțiune deschisă. X, Y erau posibilități deschise care stăteau, ca să zic așa, în fața noastră. Alegerea noastră este cea care a decis care dintre cele două posibilități se realizează și care, pentru un moment, nu devine decât o simplă posibilitate. Dacă am ales X, X se actualizează, se realizează, iar Y rămâne, din perspectiva lumii în care am ales să facem X, rămâne doar o posibilitate. Probabil însă că asta nu este tot. Când spunem, în loc de X am fi putut face Y, ne putem întreba, avem oare în vedere că a devins
toată această chestiune numai de alegerea noastră. Am ales X, așa că am făcut X, dar dacă am fi ales Y, am fi făcut Y. Deci apare ca alternativă ipotetică Y în raport X. Nici aceasta nu pare să fie suficient, nu pare să fie destul pentru analiză. De ce? Pentru că nu vrem să spunem doar atât, că dacă am fi ales Y, am fi făcut Y. Când spunem în loc de X, am fi putut face Y, avem în vedere de asemenea că am fi putut să alegem Y, pur și simplu, fără niciun fel de condiție sau de ipoteză, fără niciun fel de dacă. Toate condițiile fiind absolut identice cu acelea în care l-am ales pe X, în loc de X alegem Y. Și nu există niciun fel de ipoteză aici. Bun, ce înseamnă însă această aserțiune din urmă? Evident, desigur, ea nu poate fi explicată indicând alte ocazii, alte împrejurări în care noi l-am ales pe Y. Și de asemenea, nu poate fi explicată nici spunând că dacă am fi chipsuit mai mult, dacă am fi fost sfătuiți mai bine de către cineva, am fi decis să renunțăm la X și am fi făcut Y. Nu asta înseamnă să acționez liber. Ceea ce cred că vrem să spunem este asta, că am fi putut să-l alegem pe Y în locul X chiar atunci și exact în aceleași condiții existente, de fapt, în care noi l-am ales pe X. Deci socotim că am fi putut să-l alegem pe Y chiar dacă toate celelalte lucruri ar fi fost exact la fel cum au fost până în momentul în care noi, de fapt, l-am ales pe X. Asta cred că este o idee de a putea să faci sau de a fi putut să faci, care se aplică numai oamenilor, sau poate, sigur, aștept argumente credibile, solide, poate și unor animale care sunt foarte complexe, superioare. Dar, fără doar și poate, reprezentarea noastră antropologică este aceea care este o idee care individualizează ființa umană, capacitatea aceasta a alegerii libere. Desigur, există situații superficial similare în care ne pronunțăm gramatical, semantic la fel, dar este clar că în spate stau cu totul alte realități. Dacă spunem, telefericul ar fi putut să urce până în vârful muntelui. Zicem că dacă ar fi urcat până în vârful muntelui, atunci ar fi fost salvat cineva care era accidentat de vârful muntelui. Desigur, nu avem prin aceasta în vedere că telefericul, în loc să stea la baza muntelui, dintr-o dată, exact în aceleași condiții, ar fi putut să se miște singur până la vârful muntelui și să ducă până la capăt toată operația. Dar ne exprimăm oarecum la fel. Când este vorba despre oameni, se pare că noi gândim că ei pot să facă pur și simplu diferite lucruri pe care, de fapt, ei nu le fac. Fără ca mai întâi ceva să se fi întâmplat într-un mod diferit. Toate lucrurile s-au întâmplat până în momentul de față exact la fel, dar în acel moment în care am ales ceva, noi am fi putut să alegem cu totul altceva. E bun, ce înseamnă atunci toată asta? O parte, cel puțin, din ceea ce semnifică acest lucru, poate fi următorul. Nimic din ceea ce s-a întâmplat până în momentul în care alegi, nu determină în mod irevocabil care va fi alegerea ta. Rămâne, încă o dată folosesc acest cuvânt, o posibilitate deschisă. Că vei alege Y până în momentul în care alegi, de fapt, efectiv pe X. Adică nu este ceva determinat dinainte faptul de a fi ales pe X și nu pe Y. Desigur, unele lucruri care se întâmplă sunt determinate dinainte. De pildă, atunci când vorbim despre necesitate sau posibilitate fizică. E determinat dinainte că mâine soarele va răsări. Trebuie să întâmple o mare catastrofă astronomică ca să nu se întâmple acest lucru. Deci există o posibilitate, sigur, nu logică, nu metafizică în sensul acesta, dar o necesitate, mă scuzați. Nu logică, nu metafizică, dar una fizică foarte solidă, că soarele va răsări. De asemenea, pot exista necesități sau posibilități acționale în care lucrurile sunt determinate dinainte. Oarecum faptul că am venit să vorbesc aici, în momentul în care m-am angajat să o fac, nu mai era un lucru extrem de liber, ca să zic așa.
anumite angajări de natură socială pe care mi le-am asumat, m-au făcut să vin aici. Chiar dacă am spus că o fac cu mare plăcere, trebuie să spun totuși că am făcut-o oarecum constrâns de un gen de lucru. Poate că, exact, exact, asta e o intuiție foarte puternică, primordială. Puteam să aleg să nu vin în ultima secundă, sau chiar în secunda în care am ales să vin, puteam alege să nu vin. Deci, când spui că ai fi putut să faci Y în locul lui X, o parte din ceea ce ai în vedere poate fi că nu a fost dinainte determinat ce anume vei face, așa cum este determinat dinainte, așa cum ziceam că soarele va răsări mâine. Înainte ca tu să fi făcut alegerea, nu au acționat procese și forțe care să fi făcut inevitabil ca tu să alegi pe X. Poate, mai departe, că asta nu este totuși tot ceea ce avem în vedere, dar pare să fie cel puțin o parte din ceea ce avem în vedere prin ideea de libertate a alegerii. Căci, dacă ar fi fost realmente determinat dinainte că tu vei alege X, atunci cum ar mai putea fi deopotrivă adevărat că ai fi putut să alegi pe Y? Dacă alegerea lui X ar fi fost în totalitate determinată. Ar fi adevărat că nimic nu te-ar fi împiedicat să faci Y dacă ai fi decis să faci Y în locul X. Dar aceste dacă, aceste genuri de dacă, nu sunt la fel cu a spune că ai fi putut alege pur și simplu să faci Y. Nu ai fi putut să-l alegi pe Y dacă posibilitatea nu ar fi rămas deschisă până când tu ai închis-o, mă exprim metaforic, prin alegerea variantei X. Acum, unii sunt de părere că nu este niciodată posibil să facem ceva diferit de ceea ce facem de fapt, în acest sens absolut. Sunt oameni obișnuiți care cred asta, un gen de fatalism, ca să spunem așa, dar sunt și filozofi care au argumentat. Fără de și teologi și oameni de știință care au argumentat pentru această viziune. Ei pretind că, în fiecare caz, împrejurările care există înainte ca noi să acționăm, determină acțiunile noastre și le fac să fie inevitabile. Așa cum spuneam, era inevitabil să fiu aici. Poate că era inevitabil să spun și ceea ce spun eu acum. Poate că era inevitabil ca dumneavoastră să fiți prezenți aici. Și așa mai departe. Concepția aceasta se numește un termen cunoscut și clasic, determinism. Ideea nu este, vreau să spun foarte clar, aceea că putem ști. Nu e o concepție epistemologică aici. Nu e ideea că putem ști toate legile Universului și le putem folosi pentru a prezice ce se va întâmpla. În primul rând, sigur că nu putem ști toate împrejurările complexe care influențează alegerea oamenilor. În al doilea rând, chiar atunci când aflăm ceva despre aceste împrejurări, presupunând că am putea să ajungem la un gen de completitudine foarte avansat și încercăm să facem o predicție, aceasta în sine este în sine o schimbare a împrejurărilor, care poate schimba rezultatul predicției. Dar încă o dată, nu problema epistemologică și problema predictibilității este aici principală, ci este o problemă strict ontologică și metafizică. Ipoteza este că există, am subliniat cuvântul acesta, este cuvântul central al ontologiei, există legi ale naturii, de felul, să zicem, celor care guvernează mecanica cerească, care, de fapt, guvernează orice se petrece în lume, orice eveniment. Și că, în conformitate cu aceste legi, împrejurările de dinaintea unei acțiuni determină ce se va întâmpla, excluzând orice altă posibilitate. E bine, dacă toate acestea sunt adevărate, atunci, chiar în timpul în care te hotărai ce să alegi, X sau Y, era deja determinat de către nenumărații factori care lucrează asupra ta și în tine că vei alege pe X. Nu ai fi putut alege Y, nimic altceva, chiar dacă, atenție, îți închipuiai că puteai să alegi. Și o bună parte din literatura actuală vorbește despre iluzia libertății. Liberul arbitru este o iluzie. O iluzie în sensul rău al cuvântului. Este un mit cultural, ca să zicem așa, care ajută foarte mult. Având în vedere că se leagă de ideea responsabilității, care e idee centrală pentru politică. Procesul de decizie nu este nimic altceva decât elaborarea în mintea ta a acelui rezultat determinat. Sunt legi, probabil, psihologice, sufletești, ca să zic așa, care ne ajută să punem în mișcare imaginația, și imaginația este o sursă foarte puternică pentru iluziile acestor. Am făcut aici o notă, nu cred că e potrivit să dezvolt această idee, dar poate că la discuții, dacă cineva este interesat,
Toată această discuție metafizică, de fapt, atrage atenția spre chestiuni care s-a pus și într-un alt registru, în filozofia minții, și anume dacă conceptibilitatea pură sau imaginația necalificată sunt o garanție, o precondiție logică pentru posibilitatea metafizică. Tot ceea ce este posibil, așa cum ne imaginăm noi, reprezintă o precondiție suficientă pentru ceea ce e posibil metafizic sau ontologic. E interesant de observat doar întreagă că cei care afirmă această idee, această inferență de la posibilitatea conceptuală la posibilitatea metafizică, au găsit un argument foarte inteligent și pentru a susține teza metafizică dualistă, dualismul minte-corp. Desigur, dacă determinismul este adevărat în legătură cu orice se întâmplă, atunci era determinat încă înainte de a te fi născut că vei alege X. Alegerea ta a fost determinată de către situația imediat precedentă, iar acea situație a fost determinată de către situația dinaintea ei și așa mai departe și așa mai departe, printr-un regres foarte supărător și elaborat, nu la infinit, pentru că nu este infinit universul nostru, dar foarte departe în timp. Acum, chiar dacă determinismul nu ar fi adevărat, să încercăm să vedem pe cealaltă parte a modului de a argumenta. Fac o mică paranteză. Structura în mare a genului de abordare și de argumente pe care o prezint este una oarecum dilematică, în sensul în care Lunicianu vorbește de tine. Pornesc de la această idee, care este o idee logică banală. Determinismul este sau adevărat sau fals. A făcut înainte precizarea că nici compatibilistul, nici incompatibilistul nu se angajează de planul față de adevărul sau falsul determinist. Dar, logic vorbind, nu există o altă posibilitate. Sau este adevărat ce spune de la determinist sau este fals. Dacă este adevărat, atunci urmează tot ceea ce am schițat puțin mai devreme. Cu acest impas la care ajungem, pentru că nu se vede foarte bine cum poate să apară libertatea dacă universul este strict prescris. Să vedem ce se întâmplă dacă nu este adevărat. Chiar și dacă determinismul nu este adevărat pentru orice se întâmplă, chiar și dacă unele lucruri se petrec pur și simplu fără să fie determinate de către cauze anterior existente, tot cred ar fi foarte semnificativ dacă orice facem noi ar fi dinainte determinat. Adică, pot fi foarte bine evenimente care nu sunt determinate. Dar rămâne încă deschisă această opțiune conceptuală. Ce se întâmplă dacă ceea ce facem noi este determinat de dinainte? Poate că nu tot determinismul este valabil, dar dacă este valabil cu privire la acțiunile noastre, ce anume se întâmplă în acel lucru, în acel caz? Dacă ai crede aceasta despre tine însuși și despre alți oameni, asta probabil că ar schimba modul în care te raportezi la ceea ce se întâmplă. De pildă, te-ai mai putea învinovăți că ai ales X? Ar mai avea sens să spui, ar fi trebuit să aleg Y, dacă de fapt nu ai fi putut să alegi pe Y? Toată problema asta vine imorale, a regretului. Sunt în aer în această situație. Cu siguranță că nu ar avea sens să spui aceasta dacă nu ar exista obiectul ca atare, indiferent ar fi putut să fie alegerea ta. Dar atunci, cum le poate să aibă sens când ar exista Y, dacă, dar nu ai putea să-l alegi, pentru că este determinat dinainte că îl vei alege pe X? Evident, lucrul acesta va avea urmări importante. Pe lângă faptul că nu te poți învinovăți cu sens pe tine însuți că ai ales pe X, probabil că nu vei putea învinovăți cu sens pe nimeni pentru că a făcut ceva rău. Sau să-l lauzi pentru că a făcut ceva bun. Dacă era determinat dinainte ce va face, înseamnă că era inevitabil. Nu ar fi putut face nimic altceva date fiind împrejurările existente și atunci cum l-a mai putea face răspunzător pentru faptul ăsta? Să presupunem mai departe atunci că ai crede că acțiunea unei persoane este determinată dinainte de către firea sau natura sa și de către situația în care se găsește. Să presupunem de asemenea că ai crede că tot ceea ce a făcut această persoană, inclusiv acțiunile anterioare care au contribuit la formarea caracterului său, era determinat de dinainte de către împrejurări anterioare. L-ai mai putea considera responsabil pentru un gen de comportament etic nedemn? Iarăși, oamenii sunt în dezacord asupra acestor chestiuni. Unii consideră că dacă determinismul este adevărat, nimeni nu poate fi în mod întemeiat nici lăudat, nici învinuit pentru nimic, tot așa cum nici Pământul, să spunem, nu poate fi lăudat sau învinuit pentru că în urma unui cutremur catastrofal, fie nu au murit oameni, fie au murit foarte mulți oameni. Pur și simplu s-a întâmplat. O tragedie.
Alții socotesc că totuși are sens să lăudăm acțiunile bune și să le condamnăm pe cele rele, chiar dacă ele erau inevitabile. De ce? La urma urmei, faptul că cineva era determinat dinainte să se comporte în mod rău, nu înseamnă că el nu s-a comportat în mod rău. S-a comportat în mod rău. Mai mult, dacă nu-l condamnăm, sau poate nu-l pedepsim, probabil că va face din nou acest lucru. Pe de altă parte, dacă considerăm că fapta sa este determinată dinainte, pare că al pedepsi ar fi ca și cum am urmărit să împiedicăm un comportament indezirabil. Nu înseamnă că îl socotim răspunzător, dacă era determinat cauzal să facă ceva, ci încercăm doar să influențăm comportamentul în viitor. Și așa, de pildă, încercăm să dresăm animalele de companie. Nu le pedepsim pentru că au făcut ceva rău, pentru că spunem că n-au libertate, n-au conștiință, nu pot să determine liber ceea ce fac, dar cu toate acestea, pentru a le constrânge comportamentul, pe bază de început, bioriste, îi pedepsim, le pedepsim pe acestea. Să fie oameni în aceeași categorie? Acum, în ceea ce mă privește, nu cred că are sens să învinuim pe cineva pentru că face ceva ce este cu neputință să nu facă. În ultima instanță, problema liberului arbitru este o problemă de condiție de control. Nu poți să fii răspunzător decât asupra ceea ce poți să controlezi. Dacă acțiunile tale sunt determinate, sunt constrânse, nu mai ești liber și, prin urmare, nu mai ești răspunzător. Aceeași corelație despre care vorbeam. Libertatea ca o condiție necesară pentru responsabilitate. E bine, acestea sunt problemele cu care trebuie să ne confruntăm dacă determinismul în sensul prezentat aici este o poziție metafizică adevărată. Dar poate că nu este adevărat determinismul. Mulți oameni de știință, iarăși nu e timp aici să intru în această chestiune corelativă, cred că el nu mai este adevărat în cazul particulelor elementare ale materiei. Într-o situație dată, un electron poate realmente să efectueze mai mult de un singur lucru. Poate că dacă determinismul nu este adevărat nici pentru acțiunile umane, aceasta ar face loc liberului arbitru și responsabilității. Ce se întâmplă dacă acțiunile umane, sau cel puțin unele dintre ele, nu sunt determinate dinainte? Ce se întâmplă dacă, până în momentul în care alegi, este o posibilitate deschisă că vei alege sau X sau Y? Atunci, cât privește ceea ce s-a întâmplat înainte, tu ai putea să o alegi pe oricare dintre ele. Chiar dacă, de fapt, alegi pe X, ai fi putut alege pe Y. Deci se pare că ideea de libertate funcționează mult mai bine cu o ontologie indeterministă. Așa cum spuneam de la început, a priori pare că incompatibilistul are mai multe șanse de reușită în această șarată, ca să zic așa, metafizică. Dar să fie oare chiar și aceasta suficient pentru a lămuri chestiunea liberului arbitru? Să renunțăm la ideea de determinism? Adică să fie aceasta tot ceea ce avem în vedere când spunem în loc de X am fi putut alege pe Y, că alegerea nu a fost determinată cauzal dinainte? Cred că nu. Cred că noi, de fapt, aici credem ceva mai mult. Credem că am determinat ce vom face atunci când am făcut acel lucru, făcând acel lucru. Adică lucrul nu a fost determinat dinainte. Dar el nici nu s-a întâmplat pur și simplu de la sine. Noi suntem cei care l-am făcut. Noi suntem sursa facerii, ca să zic așa, unei variante sau alte. Și aici problema liberului arbitru, de fapt, se deschide către cea de-a doua accepțiune despre care vorbeam la început. Liberul arbitru ca o calitate a agentului, ca o proprietate a libertății, dacă vreți, interioare, de conștiință, oarecum a individului. Deci, cu alte cuvinte, lucrul nu s-a întâmplat, pur și simplu de la sine, noi suntem cei care am făcut lucrul și am fi putut face opusul acelui lucru. Ce înseamnă însă toate acestea iarăși? Desigur că asta este o întrebare oarecum stranie, pentru că avem această intuiție fermă că noi știm cu toții ce înseamnă să faci ceva. Problema e însă că dacă actul nu a fost dinainte determinat, printre altele, de către dorințele noastre, motivele noastre, credințele noastre, personalitatea noastră, acel act pare a fi ceva ce s-a întâmplat pur și simplu fără nicio explicație. Iar în acel caz, cum ar mai fi acel act ceva făcut de mine, care să izvorească, să aibă temeiul în tot acest complex psihologic, social, etic, religios, care mă definește pe mine? O replică posibilă la această problemă ar fi că nu trebuie pusă întrebarea ca atare.
acțiunea liberă este o trăsătură fundamentală și neanalizabilă a lumii și a ființei umane. Nu e nimic de explicat aici. Există o diferență între ceva care se întâmplă pur și simplu, fără nicio cauză, și o acțiune care este pur și simplu făcută fără nicio cauză. Este o diferență pe care toți o înțelegem, chiar dacă nu o putem explica sau poate nici nu există explicație. Desigur, unii oameni și unii filozofi lasă lucrurile la acest nivel, spunând că este o idee primitivă în sens logic asta. N-are nevoie de o explicație suplimentară. Altora însă li se pare suspect faptul că trebuie să apelăm la o idee neexplicată pentru a explica sensul în care am fi putut alege pe X în locul Y. Până acum, am fi putut crede că determinismul este mare amenințare la adresa responsabilității, așa cum am încercat să arăt. Pe când acum se pare că, chiar dacă alegerile noastre nu sunt dinainte determinate, este totuși greu de înțeles în ce fel putem face ceea ce nu facem. Fiecare din cele două alegeri poate fi posibile dinainte, dar dacă nu sunt eu acela care determin care din ele are loc, nu sunt mai răspunzător decât dacă alegerea ar fi fost determinată de cauze ce se sustrag controlului meu. Și cum pot și cum să o pot determina eu dacă nimic altceva nu determină asta? Toate acestea aduc în discuție posibilitatea alarmantă de a nu fi răspunzător pentru acțiunile noastre, indiferent dacă determinismul este adevărat sau fals. Și aici intrăm în capcana asta, că se zica dileme. Deci, când determinismul am spus că este adevărat, răspunderea era pur și simplu lăsată, dacă îmi permiteți această expresie, de izbeliște metafizică. Când determinismul este fals, iarăși am dificultate să răspund la problema responsabilității. Dacă determinismul este adevărat, responsabile sunt împrejurările antecedente. Dacă determinismul este fals, nimic nu este responsabil. Ajungem în cel mai mare impas. Și David Hume avea, deci, mare dreptate când spunea că este problema cea mai delicată a metafizicii. Există și o altă perspectivă posibilă, complot opusă majorității ideilor expuse până aici. Unii autori consideră că responsabilitatea pentru acțiunile noastre cere mai degrabă ca acțiunile să fie determinate decât să nu fie așa. Argumentul este acela că, pentru ca o acțiune să fie ceva făcut de către tine, trebuie ca ea să fie produsă de anumite cauze aflate în tine. Să fie legată de tine acțiunea. Nu să se întâmple pur și simplu așa cum se întâmplă un cutremur de pământ. Bun, cutremurul de pământ se întâmplă din cauze fizice, fără doar și poate, dar nu avem nicio conotație morală în chestia asta. Nicio răspundere. De pildă, când alegi X, aceasta este ceva făcut de tine și nu ceva ce doar s-a întâmplat, deoarece tu ai dorit pe X mai mult decât l-ai dorit pe Y. În multe cazuri de acțiune, explicația psihologică va fi mai complexă, dar întotdeauna va exista o astfel de explicație. Altfel, acțiunea nu ar putea fi legată de tine, nu ești tu sursa acțiunii. Această explicație pare să însemne că, la urma urmei, ceea ce ai făcut a fost determinat dinainte, într-un fel, prin cauze psihologice, să spun. Dacă nu ar fi fost determinat de nimic, ar fi fost pur și simplu un eveniment neexplicat, ceva ce s-a produs din senin și nu ceva originat în tine. Aici e ideea de ground despre care vorbeam mai devreme. Acum, potrivit acestei poziții, determinarea cauzală prin ea însăși nu primejduiește libertatea. Numai un anumit gen de cauză o primejduiește. Dacă ai fi ales X, deoarece altcineva te-a împins să o faci, deci nu ai ales liber, prin propria ta determinare interioară, atunci nu ar fi fost o alegere liberă. Dar acțiunea liberă nu cere să nu existe câtuși de puțin o cauză determinată. Înseamnă doar că acea cauză trebuie să fie de un anumit tip psihologic familiar, adică să nu o resimțim ca pe o constrângere venită din mediul extern, fie el social, politic, etc., etc. Să fie izvorâtă, ca să mă exprim așa, din propria noastră natură, din dorința noastră de a alege ceva. Acum, eu personal găsesc că este destul de dificil să acceptăm și această soluție. Dacă vorbim despre conceptul acesta pur de liber arbitru în conjuncție cu prezența sau absența determinismului. Dacă aș considera că tot ceea ce am făcut a fost determinat de împrejurări și de condiția mea psihologică, m-aș simți prins oarecum în capcană. Iar dacă aș crede că același lucru se întâmplă și cu toți ceilalți, aș gândi că suntem precum niște marionete. Nu ar avea niciun sens să-i considerăm răspunzători pentru acțiunile lor într-o măsură mai mare decât aș considera răspunzător pentru ceea ce face un câine, o pisică sau chiar prietenul nostru teleferic despre care am vorbit mai devreme.
Aș vrea să vă spun acum întreagă, un comentariu probabil care e ușor deplasat față de argumentul, firul principal al argumentului. Gândiți-vă unde s-a ajuns, de pildă, cu justificarea psihologică a unor crime și cum, de pildă, în sistemul american, să spunem așa, de foarte multe ori sunt absolviți de anumite crime abominabile oameni, invocându-se astfel de condiții și de precondiții psihologice. Cum au fost în copilărie, cum au fost tratați de părinți și așa mai departe. Este foarte labilă toată granița asta aici între a atribui sau nu atribui o responsabilitate, pornind de la ideea că există niște condiții, fie cât de slabe ele, niște cauze psihologice care au acționat în antecedent. Pe de altă parte, nu sunt sigur că înțeleg cum anume responsabilitatea pentru alegerile noastre are sens dacă acestea nu sunt determinate. Nu este clar ce anume înseamnă a spune că eu determin alegerea, dacă nimic ce ține de mine nu o determin. Așa încât poate că sentimentul că am fi putut să-l alegem pe Y în locul X ar fi finalmente o iluzie filozofică și nu ar putea fi îndreptățit, indiferent care ar fi situația. Pentru a evita această concluzie pesimistă și nefavorabilă pentru continuarea dialogului, ar trebui, cred, să explicăm ce anume avem în vedere când spunem că am fi putut face altceva decât am făcut de fapt și, în al doilea rând, cum anume ar trebui să fim noi, din punct de vedere psihologic, să spunem, la tot sensul, și cum anume trebuie să fie lumea pentru ca aceste lucruri să aibă loc să fie adevărat. Câteva concluzii și o posibilă deschidere a argumentului pentru o rafinare ulterioră și o dezbatere ulterioră. Foarte pe scurt, ceea ce am eu în vedere atunci când spun că este posibil să vorbim despre determinism și libertate în același timp, despre această compatibilizare, asumând că aceste concepte au un strat modal foarte robust, este următorul. Lumea reală, așa cum este ea cunoscută de către noi astăzi, grație științei, putem accepta, de dragul argumentării, ca să zic așa, deci nu vreau să intru aici într-o polemică cu oamenii de știință, care fac în mod serios o discuție asupra statutului determinismului astăzi în știința contemporană, în fizică, mai ales. Putem accepta că este o lume deterministă. Aceasta însă nu exclude ideea și posibilitatea libertății exact în acest fel pe care vreau să-l explic acum. Când am de ales două diagrame foarte explicite, o să le comentez și am să mă opresc. Când am de ales între două variante, deci vorbesc iarăși despre libertate ca proprietate a acțiunii. Să supunem că sunt în această lume în care suntem cu toții publici. O să notez W cu asterisc. Este lumea noastră reală sau actuală. Potrivit tezei determinismului, această lume este strictul sensul determinată necesitarist de toate stările anterioare în timp ale lumii prezent. Ce a fost, dacă vreți, de la momentul T0, al creierii Universului. Deci, o să avem o lume care, de fapt, este inclusă în lumea noastră actuală, nu o lume distinctă. Dacă lumea noastră actuală este la momentul prezent, să zicem, T-I-C-P, o să avem o lume care este o instanță de timp anterioară lumii prezente, care determină cauza lumea actuală. Să zicem că asta este lumea W cu asterisc. O să avem în spate o lume W W prim, care este la două instanțe temporale în urma lumii prezente și așa mai departe până la momentul inițial. Toate aceste stări ale lumii, încă o dată, nu sunt distincte de lumea actuală, pentru că lumea actuală înglobează tot trecutul. Deci toate acestea sunt într-un singur univers.
Nu vorbim decât despre felii temporale ale lumii reale actuale. Noi, ca agenți liberi, ne aplasăm aici, în lumea reală, actuală. Și avem de votat, ca să zic așa, între două versiuni. Versiunea X și versiunea Y. Amândouă fiind egal de posibile. E vorba de posibilitatea deschisă despre care am vorbit la cea. Poate fi liberă această alegere? Asta este întrebarea. Dacă tot ceea ce s-a întâmplat până în dublul vecu asterisc este strict în sensul determinat ca unul. Să presupunem că alegem pe X. Dacă l-am ales pe X, atunci X devine parte a lumii actuale. Lumea actuală este o X lume. O lume de tip X. Și din perspectiva acestei lumi actuale, vom spune despre Y că ar fi putut să fie ales. Că lumea Y ar fi putut să fie actuală. Dar din perspectiva lumii noastre actuale, este o lume doar posibilă. Același lucru dacă l-am fi ales pe Y. X ar fi fost în domeniul purei posibilității, timp ce Y era actualizat prin actul nostru de alegere. Afirmația mea este că putem înțelege liberul arbitru și libertatea ca o proprietate a acțiunii atâta vreme cât putem înțelege ce înseamnă acest concept. Conceptul de posibilitate. Ce înseamnă că o lume este posibilă și poate fi actualizată sau realizată și ce înseamnă că o lume este doar posibilă fără a fi acum actualizată. Poate niciodată actualizată. Depinde, gândiți-vă la o lume în care ar fi trăit toți acei bărbați care au murit în al doilea război mondial și care nu au apucat să aibă familii și să aibă copii. Acești copii ai acestor bărbați care au murit înainte să apuce să facă copii sunt indivizi doar posibili, niciodată actualizate în mod real. În timp ce alte posibilități pot fi actualizate. Putem să actualizăm o posibilitate pe care am decis între eu să nu o actualizăm. Și într-un fel știința ne și ajută să realizăm, să actualizăm lucruri care odată au fost doar posibile sau doar conceptive. Deci, în momentul în care noi vom avea o înțelegere foarte clară asupra noțiunii de posibilitate actualizabilă versus simplă posibilitate, atunci vom avea și o înțelegere a liberului arbitru, care este compatibilă cu cauzalitatea. Deci, întrebarea care se va pune acum este, putem construi o metafizică-ontologie în care să avem aceste concepte modale foarte clare, iar lumea despre care vorbim acolo să fie una cauzală? Răspunsul meu este simplu, da. Deci, varianta de compatibilism modal despre care vorbeam, deoarece genul de metafizică modală pe care vă spun iarăși cu modestie, dar și cu luciditate, îl construiesc în momentul de față, se numește modalism actualist, o concepție pe care a dezvoltat-o un filozof neozelandez acum 40-50 de ani, Prior, care a fost preluată în anii 70 și dezvoltată de către un filozof britanic, actualmente profesor la New York University, Fine. Din concepția asta foarte complexă, dar limitare, elementul care mă interesează este următorul. Posibilitatea sau modalitățile nu sunt obiecte. Adică atunci când vorbesc despre posibilități deschise care sunt în fața mea, nu vorbesc despre obiecte. Posibilitățile sunt maniere sau moduri în care s-ar putea întâmpla lucrurile reale, obiectele reale. Când vorbim despre lume posibilă, și de asta v-am cerut să faceți un efort de imaginație, să folosiți metaforic conceptul, nu am vorbit despre lumea posibilă ca ceva existent actual sau real, ci am vorbit despre o stare contrafactuală pe care pot să o concep. Deci posibilitățile nu sunt obiecte, sunt moduri sau maniere ale obiectelor reale. Dacă lucrurile sunt așa, deci dacă acceptați această versiune modal-actualistă potrivit căreia tot ceea ce există în realitate este doar ceea ce se află în mod actual în lumea asta, dar acceptați că au sens și propozițiile modale ca moduri și maniere și nu ca obiecte, atunci cred că o parte din soluție o avem de compatibilizarea determinismului cu libertatea. Care e partea pe care cred că o avem? Cauzalitatea și determinismul acționează fără doar și poate asupra obiectelor. Iar lumea actuală este făcută din obiecte, sau procese, sau evenimente, etc. Deci putem îmbogăți ontologia. Acolo acționează cauzalitatea fizică. Când vorbim despre posibilități, adică sub o altă formă și despre libertatea de a alege, nu vorbim despre obiecte.
Deci acestea n-au cum să intre în registrul ontologic al cauzalității. Vorbim despre maniere, moduri în care pot să subziste obiectele reale. Și atunci are sens, e intuitiv într-un fel, dar sigur, poate fi explicat și mai departe în concepția asta modalist-actualistă, să spun că din W cu asterisc am acces fie la lumea X, fie la lumea Y. Acestea sunt pentru cei care ne plasăm aici în singura lume care există cea reală. Sunt două posibilități echiprobabile, din care una va fi actualizată prin alegerea și decizia noastră. Dar acestea nu sunt obiecte. Ele nu există așa cum există tot ceea ce s-a aflat în timp, de la T0 până la momentul prezent. Prin urmare, n-are sens să vorbim despre cauzalitate cu privire la obiecte care nu există. Dacă acceptăm că posibilitățile acestea nu sunt altceva decât moduri sau maniere a ceea ce există aici. Deci putem să presupunem că acest mare W cu asterisc e guvernat de cauzalitate, de acest determinism, dar în viitor avem o autentică libertate de alegere, pentru că vorbim de domeniul posibilităților care trec dincolo sau oricum nu sunt proprii pentru a le se aplica conceptul de determinism. Deci cred încă o dată că toată cheia pentru această dificilă problemă metafizică se află aici, într-o bună concepție despre ce înseamnă discursul modal și despre ontologia aceasta de factură modalist-actualist. Mă opresc aici.